găsit la o nouă ediție din Viața Romilor, deschidem emisiunea de astăzi cu un moment care marchează împlinirea a 166 de ani de la dezrobirea romilor în spațiul românesc și vă prezentăm filmul 10 ani de luptă împotriva sclaviei, Adevărurile Ioanei. În continuare vă prezentăm un material realizat de echipa emisiunii noastre în comunitățile de rom din județul Ialomița. Ce contribuție are organizația locală a Partidei Romilor în dezvoltarea comunicării și colaborării cu autoritățile publice în ultimii 30 de ani, aflați în câteva momente. Imediat începe o nouă ediție din Viața Romilor. Dian Duma al Raia? Să te dau Duma. N-a pe ne-o mnesc e canci. Ca n-a nici aste pușes le stut? Jau me le este. Litala, hai să o penezesc. Raia, avilion vime tute te dau Duma tusa. Pe mangă, s-o de lovesc tut. Că le-am tu chevare s-o love pe codul la gada. Și-ai? Cum se codă oam? Ai? Să îl gajo îl reiesc cu Filipe Scoșundu. Chine în dușări. Lenghi butil reinghi. Tăi te bichene în avitut. Man? Aha. Nechvar. Sunt cuci oano. Cuci? Abachidol s-a stres acoratar. Toți oamenii se nasc liberi. Prin natura noastră suntem toți egali. Dar pe măsură ce creștem, societatea ne corupe. Unii se nasc sclavi la cheremul altor oameni. Dar vremurile se schimbă. Niciun om nu are dreptul să stăpânească alt om. Ce vrei? Să ți-l botez? Să-i pui numele... Stai. Ai putea să-l pui după... unchiul meu, Dan Blagiu, care... Iartă-l, păghincea, boierule. Dezrobește-l că te despăgubesc. Suferă cu capul, înălțimea ta, iertați. Pe el? Da. Cât vrei pe el? Și de unde ai tu, mă rog, bani? Am. Ai? Ai furat de la vizeria statului? Nu. Ghiță? Ăștia sunt țiganii mei sau ai cocoane, Elenca? Ai măriei voastre, să iertați. Din ai moșteniți sau din ai de pe urmă? Moșteniți. Eu nu sunt deama tale, boierule. Adică nu sunt de aici, din curte. Zău? Și atunci ce cauți la mine în curte? Să iertați, măria ta a venit la mine. Ah, și ăla e copilul lui.
Adică al meu. Ghiția trece-l pe faraon pe Răboș. Nu e al lui Brecă, nu sunt măritată cu el. Dar dacă ți-e frică de Dumnezeu, bărule, dezrobește-l. Cât faci, atât îți dau. Am bani. Uite ce obraz gros! Dar cine mama dracului ești tu? Tinculeasa, boierule. Așa mă cheamă pe mine. Ioana Tinculeasa. Ghiță, ia dă-le niște bice la țigane ăștia și ia-i de aici. Eu nu sunt de-alătate! Ce-i de legia asta aici? Ghiță, ia-i pe țigane ăștia de aici, că au trebuit să pui coconița, Anastasia! Ce puțin? Cine a bătut-o pe fetița mea? Gura ei, păcătos, părinte. Auzi să mă răscumpere de la Brăiluiu. Poate la Paștele Cailor. Eu nu înțeleg cum a putut să-ți treacă așa ceva prin cap. Asta îmi zic și eu. Dar ce are, părinte? De ce n-aș răscumpăra și eu un rob? De ce? Eu n-aș îndrăzni. Cine crezi că poate să răscumpere pe cineva de la Brăiluiu? Boierii nu vor să-și piardă țiganii. Ei, nu. Chiar aici, în curte, au venit unii de la Filipescu. Măi, femeie, ești nebună. Aia n-a fost răscumpărare, aia a fost o datorie pe care și-au plătit-o, nu înțelegi? Eu nebună și tu în lanțuri. Poți să rămâi aici la țăruș, dar nu și copiii noștri. Hei, iarăși voi? Și zi așa? Ziceai că nu ești de la mine din curte, dar făcă tot pe aici te învârți. Tocmai plecam, boierule. A venit părintele să mă ia. Îl știi pe părintele Albu? Am martor că m-ai bătut. Și nu sunt aluma ta. Să avem iertare, măria ta. Popo, bine că ai venit. Dar știi ceva? Vreau să-i cununi. Cu hotărârea mea, că tot e la mine în curte. Stai puțin, boierule, că părintele are o vorbă cu mata. Cum poruncește măria ta? Așa facem, da? Știi că după lege n-am voie să cunun rob domnesc cu rob boieresc. Zi, părinte. Înălțimea ta, cer și eu voie la cununie. Aveți milă. Dar eu nu vreau să mă mărit. Eu n-am nicio treabă cu curtea ma tale, boierule. Zi, părinte, cine sunt? E din țigănia domnească, de la Brezoaia. Eu am avut grijă de ea după moartea părinților. Am înțeles din aia, da. Cum ziceai că te cheamă? Tinculeasa. Tinculeasa. Zi așa, nu vrei să te măriți cu țiganul meu, a? Vreau, boierule, dacă îl dezrobești. Să vă spun ceva. La mine în curte, eu fac legea. Dacă nu-l iei, nu-ți mai vezi copilul. Toți oamenii se nasc liberi. Ăștia sunt țiganii mei? Nu sunt de-a mea tale, boierule. E din țigania domnească, de la Brezoaia. Dacă nu-l iei, nu-ți mai vezi copii. Niciun om nu are dreptul să stăpânească alt om. Numai puțin, domnule. Te știu. Te-am auzit anul trecut când vorbeai și mi-au rămas în suflet vorbele tale. Cred în libertate, doamne. Românie, hai, avem saurul cu Nacoste. Vii tu, hai, vii-l și avei. Sostar. Sostar, na, sostar, si te geas. Cai. Prande-l pe Sirania, Anastasia, hai, jalpa la corom. Hai, so te gherau la cheme. Hai și le-am la chezestrea, hai le la mimpalalate. Cai. Am dis latina pe la corom. Nu mergem nicăieri, na, geau. Domnule, eu sunt liberă, plătesc taxe. Da? Da. Domnule, dumneata, ce te mai lasă-o în pace? Așun. Sunt țigancă domnească de la Brezoaia. Pot să depun jalbă. Am auzit că Pipescu și-a eliberat toți țiganii. Vreau să fac jalbă. Jalbă? Ce e aia jalbă? Jalbă. Sigur, o poți face la judecătorie. Domne, te rog, haide, domnule. Face, domne. Stai, haide, domnule, cu noi la judecătorie. Sandili Romnie, Bișele Ghițas Palamande, n-ai tu mila cea vestar, n-ai tu mila mandar? Haide, domnule, cu mine la judecătorie. Bună ziua, dragă Anastasia. Prea înălțate?
Bună ziua. Bună ziua. Ca la un sprijin părintesc al nepostuiților, cu lacrime alerg, rugându-mă să cere de către înălțimea voastră, să se vadă pe ce prăvalnice dovezi m-au sândit. Am înghițit pântecele iadului și pe mine și pe urmașii mei, care după vrem câți ori veni. Dumneata o reprezinți? Dumneata ai scris jalba asta? Nu, nu, și-a scris-o singură. Preamărite, Ioana Tinculeasa s-a născut în țigănia domnească de la Brezoaia. Din părinți cunoscuți și plătitori de taxe. Ea însăși muncește și plătește taxe. Nu mai înțeleg nimic, scuzați-mă, prea înălțate. Ei sunt țigani de pe moșia noastră, născuți acolo și ei și părinții. Nu, nu, nu. Ioana nu s-a născut aici. Ea este născută în Brezoaia. Avem martori. Și pe dumneata ce te interesează? Te-ai legat cu țiganca sau ce? Goleștii și câmpinenii și-au eliberat toți țiganii. Poate că nu mai aveau ce să le dea de mâncare, prea înălțate. Oricum, n-au fost niciodată prea întregi la minte. Dacă îmi permiteți, prea înălțate, reclamanta Ioana Tinculeasa, zisă Lepădata, este țigancă de pe moșia tatălui meu, boier Brăiloiu, cununată prin bunăvoința tatălui meu, cu țiganul Ghincea, țigan boieresc. Amândoi aparțin moștenitorilor, amândoi apar pe foaia mea de zestre. Cererea reclamantei se respinge. Te întorci la stăpâna ta fără discuții. Mergem la curtea apelativă. Prealuminate, am adus martor cu mine. Pricep, însă legile țării nu permit sclavilor statului să depună mărturii. Eu am botezat-o și am învățat-o să scrie, am avut grijă de ea până când a plecat. Am și cununat-o la cererea marelui boier Brăiloiu. Se respinge. Dreptatea nu ți-aduce jertfă. Ea atrage asupra celor ce-o voiesc, pedapsă sufletească, și greu răspuns vor da înaintea ta ziditorule a toată făptura, gândind să rămână veșnic legați în lanțul robiei o mulțime de suflete, din neam în neam, negândindu-se nici la iubirea de oameni, nici la învățătura Evangheliei. Învățătură care spune că judecătorul nedrept îndrăzneală la Dumnezeu nu are și că Tu, Doamne, de nimic nu Te bucuri, nici de post, nici de rugăciune, ca de acela ce face dreptate. We'll be right back.
Recensământul a început, iar comunitățile de romi se pregătesc intens pentru cel mai important exercițiu civic din acest an. Impactul poate fi unul major, pentru că în funcție de numărul de romi declarați, vor fi atrase fonduri pentru dezvoltarea comunităților și se pot elabora politici și strategii care să influențeze pozitiv viitorul etnicilor romi. Asumă-ți identitatea este noua campanie a Partidei Romilor Pro Europa, iar mesajul este unul simplu și percutant. Etnia este un dar de la Dumnezeu, de care nu trebuie să ne fie rușine. În acest sens, președintele Nicolae Păun a participat la Slobozia, acolo unde alături de Leonida Mandache, liderul filialei, și de autorități județene, experți pe problemele romilor, istorici, profesori și alte personalități marcante ale județului, au discutat despre elaborarea unui plan concret care vizează asumarea și declararea într-un număr cât mai mare a romilor de aici. Mai mult, în sprijinul colectării datelor exacte din comunitățile de romi, Partida Romilor a semnat un parteneriat cu Institutul Național de Statistică. Vine recensământul acum. Eu i-am spus Leonida treaba asta. Sunt sigur că și noastră a spus probleme. Nu-i corect că sunteți înregistrați și cât vă declarați. Pierdeți și comunitatea, pierdeți și noastră personal, pierdem și noi pentru că nu putem face programe reale pe rom, finanțări. Și așa. Nu-i nicio rușine să fim nimic pe lumea asta decât că suntem oameni toți. Să fim sănătoși și să fim niști să n-avem necazuri. Nu contează că suntem rom, român, francez, englez, indian sau orice altceva. Nimic. Contează că suntem oameni. Dacă ne ducem mintea și raportăm totul la umanitate și la bun simț, la bună măsură, câștigăm toți. Astăzi m-am deplasat până la Slobozia pentru a încerca să transmit câteva mesaje foarte clare în ceea ce privește recensământul. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră, dumneavoastră știți mai bine cum să planificați. Noi nu putem să spunem, sau eu cel puțin, nu pot să spun decât că structura organizației este închisă la orice formă de colaborare și dialog. Ce trebuie să faceți voi din punctul meu de vedere? Astea sunt etapele pe care trebuie să le parcurgeți. 1. Notă de comparație a recensământului din anul 2011 per localități. 2. Dumnezeu, observatorii din partea organizației îți dă voie legea să iei care să nu sunt remunerați. Deci tu poți să transmiți către Direcția Județeană de Statistică o listă de observatori. Care ia, domnul primar, domnul prefect spune, zice, domnule, da, și voi trebuie să vă aduceți aportul, că dacă semnalați, pe cum se semnalezi, domnule, în calitate de gică? Păi dumneata mă crezi? Nu. Păi eu trebuie să am o acreditare, de să fiu legal când te semnalezi. Te-am semnalizat. Domnule, ți-am adus la cunoștință. Eu sunt semnat în calitate de observator acreditat la Direcția de Statistică Județeană, vă aduc la cunoștință în localitate cu tare că nu s-a desfășurat comisia de recenzare, nu este și face o sesizare. Dar trebuie să fii observator acreditat. Mobilitate și comunicare. Dacă tu nu ai mobilitate în sensul de a te să împarți aria, dacă e Consiliul Director și spune, bă, fraților, haideți să ne împărțim puțin activitatea. Trebuie toată lumea să facă muncă de teren și să se întâlnească cu persoane, cu grupuri de persoane care au, ca să spunem așa, intrare în comunitate, să-i pregătească în prealabil. Pentru că noi avem perioada de aprilie, deci exceptând februarie și martie, în momentul când e comunicat ce sunt observatori înseamnă una, în momentul când e comunicat și cei care fac parte din echipa de recenzare înseamnă alta. Echipa de recenzare va trebui să fie pregătită în prealabil. Recensorii vor fi chemați în sala de la prefectură sau nu știu, în altă parte, la instruire. Deci, voia a intrat sub lunul, dar asta nu înseamnă că tu nu te poți întâlni. Că te poți întâlni cum te-ai întâlnit aici în sală și cu observatorii. Și cu recensorii. Și să le tai pe fiecare localitate în parte. Deci este o muncă de câteva luni de zile care implică puțină organizare, ca să spunem așa. Și totodată să tragi niște concluzii din treaba asta. Bun. Întâlniri periodice teritoriale. Nu te oprește nimeni să n-ai întâlniri periodice teritoriale, probleme de 5-6 luni de zile. Te poți întâlni în aer liber, te poți întâlni în sala de cultură sau asta la
Căminul cultural sau ce mai fi pe acolo. Nu contează. Trebuie să aveți întâlniri de genul ăsta, unde să dai materiale care fac vorbire despre de ce înseamnă. Adică, eu nu pot să-i dau unui om materiale care scrie în țigănește. Asta e utopie. Contestații. Păi trebuie să faceți deja formularele, să le aveți pregătite. Dacă eu am constatat în calitate de observator că ceva nu merge, nu trebuie să pun contestațiile în timp real și să-i spun, domnule, contest. Pentru că dacă s-a constatat cumva că comisia nu și-a făcut treabă, primarul în cauză care a stabilit comisia o să facă recensământ cu banii lui. Campanie. Radio, TV, local. Ai postul de radio, trebuie să te interesezi și la TV. Părinte, ce este campania la nivel național pe care o ducem noi? În plan local. După un interval de 3 luni de zile vreau să văd dacă există post de televiziune locală care poate să-mi promoveze. Ia liderii din comunități. Ei de mână, se invită în emisiune la radio, invită în emisiune la TV. Faceți tot felul de reuniuni în perioada asta care poate să fie antrenați. Este un fapt bine cunoscut că în 2011, acolo unde recenzorii de etnie romă au mers în sectoarele de recenzare, numărul declarat al romilor s-a dublat față de 2002 și 2001, în urmă cu 10 ani. Se văd bunele practici și aici ar fi trebuit să înțeleagă domnul prefect că chiar dacă avem un parteneriat, Partida Romilor cu INS-ul, nu asta înseamnă că ne asigură un loc în echipele de recenzare, ci OAT-urile prin reprezentanții, prin primari. Adică primarii. Da? Primarii își impun oamenii din aparatul de administrații. Și, drept dovadă, au dat o derogare de la incompatibilitățile. Anii în care personalul funcționar al primăriilor pot face această recenzare. Deci, încă o dată, sunt niște lucruri care se dovedesc și noi atât ne spunem în acest aspect, că în echipele de recenzare să facem parte și să ne putem recenza într-un număr cât mai mare, să depășim și să ne atingem acel indicator cât mai realistic. Eu, personal, drept dovadă și întâlnirea de azi cu prefectul județului, mă zbat în așa fel încât în fiecare comisie înființată acolo unde noi avem comunitate de romi, să avem și câte o persoană de etnie romă care să facă parte din astfel de comisie și să aibă în vedere ca marea majoritate a cetățenilor de etnie romă să se declare romi. În sală avem și oameni pregătiți care, eu știu, mâine dacă s-ar da un ordin, am putea să-i prindem în comisii. Noi ținem cont de ei, nu așteptăm să, eu știu, să se emită un ordin pentru a avea și noi oameni în comisii și să stăm să-i căutăm atunci. Noi deja îi avem identificați. Aș vrea să vă mai informez că cei care vor fi în cadrul comisiilor vor fi remunerați. Deci 7 lei de persoană și 3,50 de gospodărie, asta cumulate se vor aduna și va da o sumă destul de frumoasă, destul de bună. Este esențial să înțelegem că acolo unde ne-am asumat o responsabilitate, devenim un fel de constructori, de promotori. Ne-am asumat calitatea etnică de a reprezenta romii acolo unde suntem. Unii dintre noi suntem și aleși. Și este firesc ca un dat normal al situației să promovăm asumarea identității. Este o provocare lucrul acesta pentru romi și știm cauzele, ele se pierd în decursul unui trecut tragic, dar nu ne împiedică să fim adepții convingerii că suntem de fapt romi. Vorbeam cu prieteni care sunt țigani, nevorbitori ai limbii, și îmi spuneau, domnule, noi nu vorbim limba, n-au vorbit-o nici bunicii, nici străbunicii. Și care este problema? Le-am spus, voi niciodată nu veți fi considerați români. Sau doar să vă asumați calitatea, așa este, calitate de români marginali. Dar nu veți avea niciodată stimă etnică de sine. Ne-am născut cu convingerea, cu știința că suntem țigani,
Am crescut în acest sens, pe această trăire și ca atare este normal să ne construim stima de sine raportându-ne la o asumare din perspectiva acestui termen de rom. Suntem rom și e normal să ne asumăm identitatea. Dată de multe ori ca un exemplu de bune practici de către conducerea Partidei Romilor Pro-Europa, Ialomița, prin liderul Leonida Mandache, a reușit să se impună în ultimii ani prin determinare, multă muncă și viziune. În următoarele minute vă arătăm progresele înregistrate de către comunitățile de romi de aici în ultimii 30 de ani. Unele comunități au trecut prin transformări extraordinare, toate aceste schimbări pozitive fiind posibile datorită resursei umane rome, a bunului dialog cu autoritățile locale și județene, dar și a bunei reprezentări în structurile decizionale care lucrează în beneficiul comunităților de romi. Așadar, prima vizită este în comuna Bărcănești. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bărcănești se ridică la 3.895 de locuitori, 77,18% sunt majoritari, iar minoritatea de romi ocupă 16,43%, adică aproximativ 1000 de persoane. Am discutat cu reprezentanții comunei Bărcănești în încercarea de a obține o imagine cât mai cuprinzătoare a comunităților de romi de aici. Sunteți la primul mandat, din câte am înțeles. Da. Cum decurge dialogul între dumneavoastră și liderul Partidei Romilor Pro Europa? Mai mult decât foarte bine. Orice problemă am avut-o, de câte ori ne-am chemat unul pe altul, și el și eu cred că am răspuns prompt la orice problemă. N-am avut nicio divergență până în momentul ăsta, un an și două, trei luni cât a trecut de la... În privința proiectelor pe care le-ați implementat, ce anume ați reușit să obțineți pentru comunitate și unde mai aveți de lucru? Special pentru comunitate nu ne-am dus. Așteptăm noile proiecte din partea lor, din partea comunității, dar noi tot ce am făcut, ce proiecte avem, asfaltare pe programul Angel Salini, nu am făcut diferențe. Cadastrarea generală cu cărți funciare, care chiar îi ajută foarte mult și pe ei. Deci totul am făcut pentru toată comunitatea, nu numai romii separat sau... Același lucru am simțit și din partea lor, că nu fac diferențe numai pentru romi. Da, e și pentru romi, dar să intre și ceilalți din comunitate. Cum stă comunitatea de romi din Bărcănești la capitolul mediatori școlari și sanitari? Noi zicem că foarte bine că avem reprezentanți și la școală mediator școlar și aici avem un reprezentant și în Consiliul Local și președintele romilor pe județe de la noi din localitate, deci relația este foarte, foarte strânsă. Despre existență, marea majoritate sunt agricultori și cei mai tineri mai pleacă la muncă în zonele limitrofe ale Bucureștiului. Cum aici? Despre comunitate, avem plecați afară, poate 200-300, nu știu, sigur. Dar în jurul ăsta cred că sunt plecați la muncă afară. Marea majoritate, dacă nu greșesc, cu documente. Că tot se pune problema că ei mai pleacă fără. Nu, la noi... Cred că 80% din ei sunt plecați cu documente, dacă nu... Ce proiecte ați lansat sau urmează să aveți? Asfaltarea străzilor, apă și canal, dispensar, gaze. Sperăm noi să aprobe toate aceste proiecte. Perspective în ceea ce privește piața forței de muncă, surse de venit în Bărcănești? Avem o fabrică de perne care acolo lucrează mai, nu știu, 20-30 de persoane de la noi din localitate și restul la legume, fructe, în zona Bucureștiului, cam acolo au serviciile lor. Și restul în agricultură, se ocupă cu agricultura. Și cei care nu au servicii, au apelat la noi cu ajutorul social. Așa cum vă spuneam la începutul materialului de astăzi, asumarea și declararea identității reprezintă un deziderat extrem de important pentru Partida Romilor. În acest sens, campania de informare a ajuns și la Bărcănești. Noi la aspectul ăsta deja lucrăm de o lună de zile. Am avut fel și fel de întâlniri locale și la nivel de
centru, să zic așa, la județ. Am chemat toți liderii cu persoanele identificate care urmează să facă parte din comisiile de recenzare. Acolo, cu siguranță, am adus informațiile necesare în vederea recensământului și importanța acestui eveniment. Trebuie să conștientizeze toată lumea că o astfel de acțiune se petrece odată la 10 ani și este spre binele cetățenilor de etnie romă să se declare și să se asume identitatea. Nu este nimic rău, mie nu mi-a fost rușine niciodată, ba dimpotrivă, să fiu sincer, am avut și de câștigat prin faptul că sunt rom. Vreau să obținem un procent foarte ridicat, adică să fie o campanie cea mai reușită din toate timpurile și să obținem, cel puțin la Bărcănești, un procent de peste 90%. Următoarea oprire, Borănești. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Borănești se ridică la 2454 de locuitori. Aici majoritarii reprezintă un procent de 60,92%, iar minoritatea de romi atinge un procent de 35,37%. Vorbim despre o comunitate în continuă dezvoltare, dar și despre un primar de etnie romă aflat la primul mandat. S-a născut și a crescut în Borănești. De când este primar, a preluat din mers toate proiectele lăsate de izbeliște în mandatele foștilor primari. În aparatul administrativ s-au alăturat și câțiva consilieri de etnie romă care cunosc îndeaproape problemele comunității. Ce v-a determinat să candidați și să deveniți primar al comunei Borănești? Sunt primar de un an și un pic. A trecut de la lege. Deci un an și două luni, să zic. M-a determinat să candidez ca primar lipsurile, diferența între cetățenii de etnie care a fost făcută la discuția cu cei apropiați ai comunei și, bineînțeles, sprijinit de domnul Mandache și cu ajutorul lui Dumnezeu am candidat. Și am ieșit primar. Am lotizat niște terenuri, o să urmeze să pietruim, să facem proiectul pentru iluminat, ca să putem să le dăm. Să le dăm oamenilor teren să poată să-și construiască o casă. Să încercăm cât mai mult cu putință să sprijinim oamenii, mai ales de etnie, să ducă copiii la școală. Încercăm să nu-și mai căsătorească copiii de mici copii. Educația să fie pe primul loc. Încercăm să îi împingem de la spate să-și găsească un loc de muncă pentru familiile lor. Avem niște proiecte derulate prin PNL 2 care la preluarea mandatului domnul constructor care a fost când domnul primar și-a pierdut funcția, nici dânsul nu s-a mai prezentat la muncă. Ceea ce din punctul meu de vedere mi-a fost foarte greu să iau de la început, să reactualizăm sumele, să scoatem iar la licitație. Toate demersurile astea nu mi-a fost ușor, dar ușor, ușor. Eu zic că acum suntem cam pe linia de plutire. Vorbim despre dispensarul care se află în construcție. Exact. O să mai venim și noi cu o sumă de bani, dacă este nevoie, din bugetul local, ca să continuăm. Să terminăm acest dispensar. Este în proporție de 70% din punctul meu de vedere făcut. Școala suntem la fundație, suntem la, să zic, 10% din proiectul școlii. Grădinița este aproape finalizată. Terenul de sport în comună, care ne-am apucat noi de el anul trecut, prin acel program, prin Adia Lomița. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie terminat. Oamenii din comunitatea de etnie, existența și-o câștig prin muncă, marea majoritate. Sunt niște băieți din comună care îi duc la muncă angajați cu carte de muncă pe șantier, o parte din ei. O parte din ei sunt plecați prin țări, cum știți și dumneavoastră, că cei de etnie, marea majoritate,
cam din partea asta și câștigă existența. Copiii merg la școală, noi chiar nu avem un deficient din acest punct de vedere. Copiii merg la liceu, sunt copii de etnie care au reușit să meargă și la facultăți. Cum preconizați că o să arate procentul romilor declarați anul acesta? Recenzorul din anii trecuți se ducea la Nea Costică, Nea Costică fiind de etnie, Nea Costică, cum te trec aici, român, nu? Neavând carte, să zic, neavând carte și nefiind informat cum trebuie, da, tată, trecem român, nu sunt român, pe buletin ce scrie. Dar sper ca de această dată, mergând pe teren și acești recenzori care sunt de etnie, să poată să informeze omul în totalitate, să-i aducă la cunoștință, să poată să declare cu exactitate de ce etnie este. Din cunoștințele dumneavoastră, cum se prezintă romii din Borănești la capitolul acesta? Sunt dispuși să se declare sau persistă o teamă, o stigmatizare, poate? Eu zic că 80% nu este problemă. Mergem mai departe și ne oprim în comuna Bărbulești. Recunoscută pentru saltul uriaș pe care l-a făcut în ultimii 30 de ani, Bărbuleștiul a fost cândva sat, dar prin eforturi susținute a devenit comună. Zona se află în continuă dezvoltare și tinde să devină în următorii ani un mic oraș. Aflată la vest de orașul Ursiceni, comuna Bărbulești înregistra la recensământul din 2011 o populație de 5902 locuitori. Majoritatea sunt romi, 79,7%, iar populația majoritară se află în minoritate, 2,64%. Ultimele date arată că Bărbuleștiul numără 8500 de suflete, dar la recensământul de anul acesta, reprezentanții primăriei speră că se vor declara mult mai mulți. Mulți nu s-au declarat că sunt plecați în Germania, Franța, Spania, Elveția. Suntem în jur la 9000 de suflete. Că tot vine recensământul, sunteți pregătiți pentru acest exercițiu civic cu implicații majore? Știu, oamenii vor să se declare. Noi am discutat cu domnul președinte Mandache, am discutat la nivel de prefectură pe care suntem în cunoștința de cauză și o să discutăm cu toată comunitatea să fie de acord să vină să se declare că așa e bine. În spatele dumneavoastră vedem niște bănci, vedem pubele, la ce vor folosi ele? La ce vor folosi? Să fie curățenie, igienizare, să nu mai aruncă gunoi la voi întâmplări, ca să fie amendat de la Garda de Mediu, așa cum am fost amendat în fiecare an. Asta ne-am dorit să facem și asta o să facem până în luna martie, o să fie totul montat. Avem niște proiecte pe care noi, o parte din ele, am reușit să le facem o faleză, reușit să facem achiziții pe băncuțe, pe coșe, așa cum se vede, cum le-ați filmat, pe containere și ne dorim pe viitor să facem comunitate ca să schimbăm mentalitatea oamenilor că noi putem să facem ceva bun pentru comunitate. Suntem într-o colaborare bună cu școala, așa cum a discutat și cu domnul director. Pe mandatul meu s-a făcut achiziții cu cele 100 și nu știu cât de tablete care s-a făcut achiziții și pe mai departe să vedem ce proiecte mai avem de făcut ca să putem să ne facem. Am făcut achiziții pe utilaje noi, căutăm acum să mai asfaltăm ce a mai rămas ca să fie toată lumea mulțumită. Am reușit să împrejmuim garduri la cimitir. Ca proiecte de viitor pentru comuna Bărbulești, ce anume vă propuneți? Așa cum am discutat împreună cu domnul director, avem două școli, o grădiniță, o școală pe care există și vrem să o modernizăm, să punem punctul cel mai principal pe învățământ, pentru că ăsta este interesul nostru. Ce anume v-a motivat în clipa în care ați ocupat funcția de viceprimar? Ce anume v-ați dori să schimbați în comuna Bărbulești? La mine este o rădăcină mai adâncă, pentru că tata a înființat comuna,
Tata a decedat în anul trecut, luna mai, și de aceea eu am stat foarte mult lângă tata și am prins. Eu mergeam la domnul președinte Nicolae Păun de când eram foarte mic de vârstă. Și de aceea, cât un pic, cât un pic, mi-a intrat în sânge politica și de aceea sunt foarte devotat pentru comun. S-a schimbat foarte mult, de la mentalitate, de la educație, până la modul de a aborda orice lucru. Deci, în totalitate, Bărbuleștiul s-a schimbat. Iată că vorbim despre un trend ascendent și în spatele dumneavoastră vedem băncuțe, pubele. Anunța mai devreme domnul primar că dumneavoastră v-ați ocupat personal de achiziția acestor obiecte. Da, mulțumesc domnului primar că mi-a încredințat atribuțiile dânsului și mi le-a acordat mie. Și m-am ocupat într-adevăr foarte mult împreună cu Consiliul Local. Fără Consiliul Local n-aș putea să fac nimic și fără domn primar. Mulțumim încă o dată și Consiliul Local și domnului primar și la toți funcționarii primăriei. Doar că știți ce se întâmplă? Mă consult în teren cu comunitatea, ce am nevoie, ce le trebuie și cam asta ar fi. Bineînțeles că nu stăm să ne culcăm pe ureche și comunitatea să nu fie întrebată ce aveți nevoie, ce vă trebuie, ce vă doare și așa mai departe. Noi facem teren de fiecare dată, ne consultăm cu comunitatea și după care punem în practică ceea ce își dorește comunitatea. Așa arăta în trecut școala gimnazială din Bărbulești, un adevărat pericol pentru copiii și dascălilor, mucegaii, frig, umezeală, pereți și tavane gata să cadă, bănci și scaune rupte. Pe corpurile și anexele vechii școli s-a pus lacătul. S-a păstrat doar ceea ce corespundea din punct de vedere al siguranței, iar reabilitările și îmbunătățirile aduse în ultimii ani sunt demne de toată lauda. Eu cunosc această comunitate încă de dinainte de Revoluție, când părinții mei au fost aici profesori. Salturile sunt semnificative și de la an la an se constată o îmbunătățire atât a comunicării cu beneficiarii direct și indirect ai actului educațional, cât și cu factorii de decizie din primărie și în general cu percepția tinerilor vis-a-vis de educație și instruire. Suntem pe un trend pozitiv. Când vorbiți despre acest trend pozitiv, concret, cum era școala și ce îmbunătățiri au survenit pe parcurs? Da, din punctul meu de vedere, principalele câștiguri pe care le are această școală sunt cele legate de infrastructură. Să investesc din ce în ce mai mulți bani pentru crearea unor condiții bune și foarte bune, aș zice eu, pentru activitatea didactică din această școală și fără o falsă modestie pot să spun că în prezent actualele condiții din școala noastră sunt mai bune decât în multe alte școli, chiar și de la oraș. Vorbim despre o școală cu o proporție de peste 90% copii romi? Da, comunitatea din Bărbulești este în quasi totalitate formată din cetățeni de etnie romă. După ultimele numărători, să zicem așa, sunt mai bine de 8300 de cetățeni, o bună parte în comunitate, alții care sunt plecați și, bineînțeles, și compoziția efectivelor școlare reflectă realitatea comunității. Cum i-ați caracteriza pe acești copii? Vin la școală, le place școala, fac performanță? Copiii, în general, ca orice copii, reflectă situația din familiile din care provin și, din punctul acesta de vedere, mai sunt aspecte de îmbunătățit. Bineînțeles că există un nucleu bun, să zicem așa, care frecventează școala în condiții satisfăcătoare, dar există și o componentă care, din motive mai mult sau mai puțin obiective, nu frecventează școala și trebuie să spunem că procentul de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii este destul de mare în școala noastră, undeva spre 30%, ceea ce înseamnă foarte mult în comparație cu targetul de 18% la nivel național și, din câte știu, undeva în jur de 11% la nivelul Uniunii Europene. Aici avem multe de îmbunătățit.
Educația, instruirea în general sunt foarte importante, cu atât mai mult într-o astfel de comunitate dificilă, aș spune eu. Avem foarte multe activități în sprijinul copiilor și pe partea de susținere financiară și materială, dar și pe activități extrașcolare. Nu mai departe decât anul trecut, în plină pandemie, am reușit să achiziționăm cu sprijinul financiar din partea primăriei, să achiziționăm un număr de peste 160 de tablete care au fost distribuite elevilor, au fost instruiți, pentru că și aici este o problemă, au fost instruiți să le folosească, există abonament pe o perioadă de 2 ani de zile la internet și am reușit să surmontăm o parte din dificultățile ridicate de pandemie. Alte activități vizează ajutorarea elevilor, copiilor care provin din familii cu un statut financiar precar și trebuie să spunem că aici sunt multe familii în această situație. După părerea mea, o prioritate a acestei școli și, bineînțeles, a comunității, a primăriei, a Consiliului Local, o reprezintă programul A Doua Șansă. La o aruncare fugară peste registrele școlare, am constatat că mai bine de o treime din populația activă, undeva între 14 și 35 de ani, am făcut noi studiu, nu are învățământul de 8 clase terminat. Din această perspectivă, aici este mult de lucrat, de organizat cursuri, de accesat parteneriate cu societăți sau cu ONG-uri care pot depune proiecte inclusiv pe bani europeni pe această temă și pentru tineri, pentru acea categorie de niți între 16-29 de ani, dar și pentru cei mai peste vârsta de 29 de ani. Este o prioritate pentru noi. Ar realiza mult mai multe în viață și ar reuși mult mai multe. Vrem să vedem cu ochii noștri proiectele de amenajare și infrastructură despre care ne-au vorbit reprezentanții primăriei din Bărbulești. Discutăm acum despre alei pietonale recent amenajate, un baraj consolidat și un spațiu generos care se va transforma în viitorul apropiat în parc și loc de agrement. Consiliul Local împreună cu mine și cu domnul viceprimar am constatat să le facem un acces de drum să intre așa cum vedeți și dumneavoastră direct în școală. Pe de altă parte, aici a fost mai mult gunoaie, mizerie, pe care am căutat să scăpăm de infecție focară, așa cum se vede, cum vedeți și dumneavoastră. Cu toate ce ați văzut dumneavoastră în căminul cultural, pe care pot să-l numesc așa, băncuțele și iluminatul public cu stâlp, cu solar, o să le punem ca să aibă lumină, oamenii să trăiască într-un mod civilizat, curat, să nu mai avem gunoaie, să nu mai avem mizerie pe terenurile pe care noi căutăm să le modernizăm. Dacă vorbim de zona aceasta, parcela 68 este prinsă în planul cadastral, aici se depozitau gunoaie. Nu știu că o să vă descriu ca să mă înțelegeți. Deci erau gunoaie peste gunoaie. Și m-am gândit la un moment dat, ca să fac să vadă și frumos comunitatea, se arată destul de bine și frumos, și m-am gândit să consolidăm digul, că deja începea să surpe casa aceea care e din capătul barajului, ajunsese până în curte ca să surpe. Și obligatoriu noi trebuia să ne gândim la o variantă. Ne-am gândit la varianta aceasta de a consolida, s-a consolidat digul și ne-am gândit împreună și cu domn primar și cu Consiliul Local să facem și ceva frumos, ca să nu mai depoziteze gunoi pe viitor. Și avem un proiect așa. Avem un teren sintetic, avem un teren de tenis de câmp și un parculeț pentru copii. Deci, pentru zona asta, cam ce v-am spus eu acum. Dar foarte scurt, într-un an de zile sper să finalizez tot ce ne-am propus. Contează extraordinar de mult faptul că Bărbuleștiu a devenit comună, pentru că cu 10-15 ani în urmă, da, satul Bărbulești, că atunci era sat, aparținea de comuna Armășeștiu. Comuna Armășești fiind sătucul de acolo care se vede, da? Acolo sunt 50, era atunci 50% români, erau aici 50% romi. Până în 2000 am avut un consilier local,
habar n-aveam ce înseamnă primărie, ce înseamnă consilier local și așa mai departe, dar prin eforturile pe care le-am depus și chiar o spun cu mare mândrie și bucurie, la inițiativa mea, satul Bărbuleș s-a transformat în comuna Bărbulești. Am venit împreună cu domnul președinte Nicolae Păun, atunci fiind deputat, și ne-a sprijinit enorm, da, în transformarea satului Bărbulești în comuna Bărbulești. Datorită faptului că comuna Bărbulești acum este, cum să spun eu, o comună cu un număr destul de mare de locuitori, automat beneficiază și de fonduri semnificative din partea Consiliului Județean, fonduri care se revăd și se văd, da, prin ceea ce au înfăptuit acești oameni. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Alexeni se ridică la 2.323 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români, 91,41%, iar minoritatea de romi constă într-un procent de 6,31%, adică 420 de romi. Viceprimarul comunei Alexeni depune eforturi pentru a obține un rezultat cât mai exact la recensământul de anul acesta. Prioritar pentru comunitatea de aici este racordarea la rețea de apă, gaz și canalizare. S-a făcut campanie în acest sens, împreună și cu Partida Romilor. Mediatizăm cât se poate de mult. Vrem să ne asumăm naționalitatea față de etnia pe care o deținem și să o promovăm cât se poate de bine. Ce spun oamenii din comunitate? Sunt deschiși, înțeleg avantajele declarării și asumării etnice? Pot să vă spun că prima dată au fost un pic mai sceptici la început. După nu știau despre ce este vorba, dar prin informare, prin grija Partidei Romilor, avem și mediatori. S-au format mediatori la nivel de localitate, care ei mergând în localitate și fiind, cum să vă spun eu, zi de zi, aproape de locuitori, de cetățenii de etnie romă, au început să înțeleagă aceste lucruri. Că sunt în beneficiu fiecăruia dintre noi, ajutându-ne undeva la școli, la facultăți, pe unde romii au și ei acolo un număr cât se poate de mic, dar există. Era doar teama de necunoscut, dar nu o teamă dată de frica de discriminare? Exact, sau teama de necunoscut se întâmpla, nu de discriminare, pentru că nu suntem discriminați. Se vede și eu sunt la al doilea mandat și nu cred că am fi discriminați. Școlile ne percep copiii destul de bine, avem două școli în localitate și pot să spun că și copiii romi, ca și ceilalți, frecventează cursurile școlare. Ce proiecte urmează să implementați? Preferitor la romi, comuna a pus la dispoziție, ca și pentru ceilalți cetățeni, nu numai pentru romi, locuri de casă pentru fiecare, care le distribuim gratuit, deja am și dat la unii dintre romi care s-au și ridicat case acolo, da? Și au început să intre în legalitate cu documente și tot ce trebuie. O să avem în vedere pentru ei, mai sunt străzi de pietruit. Comuna nu beneficiază momentan nici de apă, nici canal și nici gaze, dar în perspectivă avem în derulare proiecte pe care le-am depus deja. Ca surse de venit, din ce își câștigă oamenii pâinea? Ca surse de venit, avem și ajutor social, dar avem și oameni care muncesc. Datorită liderului care l-avem de la Partida Romilor, are o firmă de construcții la care ei sunt angajați și încearcă tot felul de lucruri să poată să-i aducă, să poată să-și câștige existența cinstit și așa cum trebuie ca fiecare cetățean. Având o firmă de construcții, am încercat să strâng toți romii lângă mine care știu o meserie și care sunt, au o calificare și cei necalificați și lucrează lângă mine, câștigă un ban și își întreține familia. Cum i-ați caracteriza pe romii de aici din Alexeni? Sunt oameni muncitori, oameni pe care te poți baza? Oameni cu capul pe umeri, oameni liniștiți, nu avem probleme cu nimeni. Mai avem și noi uscăturile noastre, ca orice. Nu putem să zicem că suntem perfecți. Ce v-a motivat să vă angrenați într-o structură atât de importantă cum este organizația Partida Romilor Pro Europa?
Eu sunt mai, empatizez mai mult așa cu oamenii, cu oamenii amărâți și tot timpul fac lucruri din astea, mai ales cu biserica, avem și care la sfârșit de săptămână dăm și o masă caldă, cu părintele și am așa, eu o chestie de-a mea sufletească, care vreau să fie bine pentru că acolo pe aia care pot să-i ajut și... Previzi comunitatea mai degrabă ca pe o familie extinsă. Exact, și nu fac segregări, adică ajut și românii și țigani, ca să înțelegeți. Spuneați înainte de începerea interviului că aveți în plan să candidați pentru... La primărie, da. Voi candida la postul de primar, acum ce vrea Bunul Dumnezeu. Din partea partidului romilor, da. Alături de liderii comunei Alexeni s-a aflat și liderul comunității de romi din Manasia, de altfel și consilier pe problemele romilor în cadrul Consiliului Local de aici. Acesta ne-a furnizat câteva date despre comunitatea de romi din comuna Manasia. Comunitatea Manasia, ca și număr de locuitori, sunt 4.700, între care 400 de romi la nivel de comună. Care sunt provocările din spate? Cât e de greu să coordonezi? La început, sincer, mi-a fost greu. Acum nu e greu, pentru că dacă mă aflu în funcție de consilier local în comun, la primărie, încep să le aduc la cunoștință exact ce se discută problemele în primărie și să le comunic și lor și ce probleme au și ei, să le aduc la cunoștință în consiliul local, dar să rezolvă și problemele lor. Cum ați caracteriza comunitatea de rom din Manasia? Ei sunt foarte harni, muncitori, referitor la abandon școlar nou, avem pe Manasia, avem un număr de la 1, la clasele 1-8, în jur de 60 de copii cu grădință, cu tot. Mediator școlar? Mediator școlar nu, dar lucrăm foarte bine cu directorul școlii, mediator sanitar cu medicul de familie, suntem relații foarte bune, ne sunăm, avem nevoie, sunăm și ne vine și ne ajută, ne sprijină. Referitor la acest sământ am depus și noi... Am cerut o cerere și am depus și noi un candidat să fie și la recesământul de luna mai. Ce v-au spus oamenii? Vor să se declare? Vor să-și asume? Întotdeauna s-au declarat, că v-am zis că avem 400, s-au declarat. Ei nu face niciun deosebire. Ei sunt romi și se declară romi. Partida Romilor Pro-Europa, filiala Ialomița, se află într-un dialog permanent cu autoritățile de la nivel județean și local. Efectele acestui dialog sunt cât se poate de benefice. Așa cum am văzut până acum, după mai bine de 20 de ani, investiția în comunitatea de romi de pe raza județului Ialomița începe să dea rezultate, așa cum vom afla în minutele următoare, vorbind despre o transformare demnă de toată lauda pe care etnicii romi o demonstrează la nivel de mentalitate, trai de zi cu zi și perspectivă de viitor. Care este relația dumneavoastră cu comunitatea de romi de la nivelul județului Ialomița? Din punctul meu de vedere este una bună și cred că sunt în asentimentul președintelui domnul Leonida. Probabil că știți, dânsul este consilier județean. Am încercat și zic eu că am și reușit ca în fiecare localitate unde etnia romă este prezentă să avem mediatori, viceprimari, consilieri locali. Acolo unde s-a putut și unde a existat înțelegere, bineînțeles, printr-un dialog continuu, am avut negocieri și am și convins, pentru că este și în ajutorul edilului din localitatea respectivă, sunt comunități care au un specific aparte și cel mai bine care cunoaște aceste specificări sunt cei care fac parte efectiv din această comunitate. Mizați pe comunitatea de romi de aici, din Ialomița, ca o comunitate, ca pe o comunitate care are potențial pentru viitor să se dezvolte și să contribuie la economia? Mizez pe fiecare cetățean din județul Ialomița. Asta este și datoria mea ca și președinte de Consiliul Județean, să încerc să fiu aproape de fiecare cetățean. Proiectul nostru de dezvoltare a județului nu are o strategie aparte pe fiecare zonă. Eu nu-i tratez separat pe rom, pe lipoveni, pe... a români care trăiesc în acest județ. Fiecare dintre noi încercăm într-un fel sau altul să ne aducem tot ceea ce avem noi mai bun pentru a putea dezvolta județul. Sunt într-adevăr zone cu specific, da? Sunt comunități în care împreună cu cei de la Partida Românilor, împreună cu cei care sunt din comunitate, încercăm să-i ducem către școală, încercăm să dezvoltăm mai mult infrastructura de învățământ, încercăm să dezvoltăm infrastructura rutieră, infrastructura de sănătate, ca fiecare cetățean din Ialomița să beneficieze de lucrurile astea.
Da? Și lucrul ăsta nu putem să-l facem decât prin dialog și cu reprezentanți din partea partidului. Că altfel este foarte greu să încercăm noi, pentru că, vezi dumneavoastră, fiecare și ascultă pe cel pe care îl cunoaște cel mai bine. Un exemplu bun pentru mine este Bărbuleștiul, care s-a schimbat foarte mult. Știți că era de fiecare dată la știrile negative, aveam informații despre Bărbulești, despre rata de infracționalitate foarte mare și așa mai departe. Am și decis ca și candidat la funcția de primar în Bărbulești să fie un cetățean care face parte din etnia romilor. A și câștigat doar printr-o implicare atentă a celor din partida romilor și împreună cu noi, cei din Consiliul Județean, cu toate instituțiile deconcentrate ale județului, am reușit ca acolo să fie, zic eu, o dezvoltare bună, da? Încep să se miște lucrurile, un rol foarte important l-au și bisericile care s-au implicat în viața comunității, indiferent de cult, și-au modificat și-au modelat cetățenii. Dincolo de asta este rolul edililor, pentru că ei sunt cei mai aproape de cetățeni, primarii, mediatorii din comunității asistenței sociale, profesorii, toți au contribuit într-un fel sau altul în a educa mai mult această comunitate și a-i reintegra în ceea ce înseamnă viața socială, pentru că suntem persoane sociabile, trăim în comunitate, nu suntem persoane solitare și încet, încet și persoanele au văzut care sunt beneficiile, da? Pentru că nu poți să-i ceri, doar să-i ceri și să și oferi ceva. Dacă se duce la școală, tânărul după aceea are parte de liceu, după aceea are parte de facultate, după aceea are parte de un loc de muncă bine plătit, respectat. Eu cred că s-a cam terminat cu stigmatizarea asta a romilor. Eu nu fac niciodată și n-am făcut diferență între nicio etnie, indiferent care ar fi ea. Noi în Ialomița avem 26 de comunități și vreau să subliniez faptul că există o colaborare foarte, foarte bună. În acest sens, chiar am primit sprijin din partea domniei sale, atunci în preajma alegerilor locale, ca să facem tot ce este posibil, să avem reprezentare în fiecare comunitate, reprezentare însemnând de la primar, viceprimar, consilier local și până la consilier județean. Da, am putea să fie o laudă pentru noi, dar lauda asta trebuie să o lansăm către președintele Consiliului Județean înainte de toate, prefectului și tot ce înseamnă reprezentare la nivel de județ pentru buna colaborare care a fost între noi, o colaborare care a dat naștere la tot ce este bun în Ialomița. Relația cu liderii comunității, cu parte din ei, cu comunitățile în sine, este statuată atât prin faptul că eu am fost în administrație de mulți ani primar, subprefect și acum prefect și am lucrat și instituțional și uman, și s-a sudat în timp, în 20 de ani de administrație, relația cu comunitatea de romi, ei făcând pentru ei, ei făcând pentru noi, noi făcând pentru ei lucruri și lucruri bune și făcând lucruri împreună și evenimente împreună, relația este una bună. Care sunt zonele unde există comunități de romi aici în Ialomița pe care le-ați putea da exemplu de bune practici? Chiar sunt încântat să dau o zonă, chiar dacă nu e totul perfect și chiar dacă sunt lucruri în neregulă, sunt și locuri unde, în ultimul timp, numai de când sunt prefect, nu mai spun când am fost subprefect și primar, am mers des în comunitățile de romi. De exemplu, la Bărbulești. La Bărbulești, care, să mă ierte Dumnezeu, acum 15-20 de ani ți-era teamă să treci cu mașina peste calea ferată, că tot județul trece prin localitatea cea mai mare comunitate de romi din județ și compactă și cea mai mare localitate rurală din județ, în care cred că 90%, mai bine de 90% sunt romi, sunt 8.000 de locuitori, din care 7.000 și ceva sunt de origine romă și cu care eu și cu primarii de-a lungul timpului și cu mulți oameni de acolo ne-am înțeles bine. Cred că acum 20 de ani, nu mint, ți-era aproape teamă să treci cu mașina spre munte, că tot județul nostru trece spre Valea Prahovei și spre România în general și spre Europa, prin Bărbulești. Am fost acum cu domnul deputat Mușoiu, acum câteva luni de zile, anul trecut, la o zi a localității, eu am rămas uimit, am venit încântat de acolo. Te opreau pe stradă și te întrebau dacă vrei să bei un pahar cu apă sau opreau mașină lângă tine să te întrebe unde vrei să mergi. Am asistat la o slujbă religioasă. Eu sunt ortodox, dar respect toate religiile din lumea asta și cu atât mai mult din țara mea. Eu încurajez dialogul.
Am mers în comunități, am mers în orașele mari, am adunat lideri ai comunităților, am discutat despre problematica, toată problematica, domnule. E o problematică și socială, și economică, și de administrație, de infrastructură, să ajungă și la comunitățile de rom, care uneori sunt grupate, alții, alteori sunt dispersați. Să ajungă, am discutat cu primarii de acolo, cu colegii noștri din administrație, să aibă și ei canal, să aibă apă, să aibă asfalt, să aibă iluminat public și curent. Am încercat să îi ajutăm ca legislația s-a schimbat în ultimul timp, în sensul că își pot face documente de identitate, documente de proprietate asupra proprietății care le dețin ilegal. Își pot face, pe lângă faptul că poate dovedi că e proprietate, își pot face autorizații de construcție. Deci există cadru legal constituit la ora asta ca și comunitățile de rom și orice altă cetățean din țara asta, orice alt cetățean să intre în legalitate. În ceea ce privește recensământul? Am abordat tema asta în întâlnirile pe care le-am avut. Eu consider că este esențială pentru că s-a greșit și la nivel de individ. Eu nu înțeleg de ce cuiva trebuie să-i fie teamă să se declare rom. În percepția mea au avut o problemă cetățenii romi, le-a fost teamă sau jenă să se declare cetățeni de etnie romă. Au pierdut și ei ca indivizi, a pierdut și comunitatea, a pierdut și țara în sine, pentru că în loc să ai clar un recensământ corect și numeric să fie declarat corect și să aplici programe și proiecte la adevărata cifră a romilor din România, cred că nici 20% dintre ei nu s-au declarat. Cifra este mult mai mare față de cea oficială și atunci nici nu poți să ceri programe europene pentru că spune, bun, uite câți romi ai tu înregistrați. Nici nu poți să faci programe naționale pentru că ei nedeclarându-se și neacceptând. De ce? Le e teamă, chiar nu pot să înțeleg. Există elemente de discriminare, probabil, dar nu e un caz general. Există uneori elemente de discriminare a individului, că trebuie să recunoaștem că individul de orice etnie ar fi, dacă depășește o limită a legii și mai ales a bunului simț, trebuie să răspundă. I-am invitat să aibă, să-și înscrie din rândul comunității cât mai mulți membri ca și recenzori. A doua, am discutat să-și identifice în rândul comunității, pentru că recensământul de anul ăsta odată este adaptat la nivelul de tehnică care este planeta la ora asta, a doua este adaptat la situația pandemică în care ne găsim, în care nu toți putem participa efectiv, să ne strângem sau să meargă din casă în casă cum se mergea, și există o etapă a autorecenzării pe tabletă. A treia etapă este a recenzorului, care de preferat ar fi în comunitățile mari de rom să fie chiar rom, ca să cunoască și populația și cazuistica, așa? Și a patra etapă este când vine recenzorul în sine și pe cei care n-au putut să se autorecenzeze sau să fie recenzați, ajutat, sprijinit, să o facă recenzorul. Noi sperăm să rămână cât mai mulți în ultima, cât mai puțin în ultima etapă. Și deci îndemnul nostru către liderii comunității este să pregătească psihologii comunitatea că va urma o perioadă de recenzare și că este în interesul individului rom și a comunității rome să se recenzeze. Cum ați descrie comunitatea de romi de la nivelul județului Ialomița? Comunitatea de romi e o comunitate frumoasă. Pot să spun că eu am crescut alături de comunități de romi în județul Ialomița. Întâmplător am fost implicat și în proiecte la nivelul cele mai mari comunități, la nivelul Bărbuleștiului, primul primar de etnie romă ales în județul Ialomița, din ce știu eu, a fost la Bărbulești, am fost implicat direct în alegerea acestui primar, a fost susținut, am mers în comunitatea din Bărbulești, am stat la masă cu liderii comunității, cu oamenii de rând, am discutat, am văzut că dacă îi respecti, te respectă cu aceeași măsură. Și din păcate aici nu înțelegem noi, sau unii nu înțeleg, care sunt resorturile de a ridica nivelul acestei comunități. În primul rând, respectul nostru față de ei. Pentru că, din păcate, istoria ne-a arătat că ei au fost prigoniți și că dacă în momentul de față
au un anumit tip de comportament, există o cauză pentru care au acest tip de comportament și cauza principală este lipsa respectului. Ceea ce putem face noi aici la Slobozia, în primul rând dorim creșterea calității vieții în rândul comunităților de romi, care înseamnă și o emancipare a acestor comunități. Discutăm de, în primul rând, de infrastructură. Nu poți să spui că îți dorești să-ți livreze cu aceeași monedă comunitatea romă cum îți livrează o altă comunitate sau o altă etnie. Dar tu nu le pui la dispoziție nici drumuri, nici apă curentă, nici canalizare, nici cadru sănătos de educație pentru copii. Și aici e o problemă. Normal că oamenii îți întorc ceea ce le dai tu. Dacă le dai noroi, o să-ți întoarcă noroi. Dacă le dai lipsă de educație, o să-ți întoarcă lucrul ăsta și așa mai departe. Eu am prieteni, am relații de rudenie, am botezat copii de romi, am mers în case de romi. Oamenii sunt de o noblețe și de un devotament cum nu există multe comunități, dar trebuie să le câștigi încrederea și respectul. Ca proiecte pe care le aveți, menționați înainte de începerea interviului, cartierul Bora. Da? Da, cartierul Bora este unul dintre cele mai vechi cartiere, e cel mai vechi cartier al orașului, sau cred că este atestat documentar înainte de atestarea Sloboziei. Și este un cartier în care comunitatea de rom este destul de consistentă. Evident că proiectele pe care noi le avem sunt de a clarifica situația patrimonială din această comunitate, în speță acte pe casele pe care le au, pentru că oamenii s-au așezat și au construit niște case empiric și ulterior au evoluat lucrurile, iar acum au nevoie de acte pentru case, o problemă majoră, oamenii nu pot intra în legalitate, ei își doresc, avem solicitări foarte multe de a-i băga în legalitate. Adică oamenii vor un act pe casă. Nu ai act pe casă, nu poți să ai acces la utilități publice, nu ai act pe casă, nu poți să-ți faci buletin la locul respectiv și așa mai departe. Și un întreg lanț de slăbiciuni care e generat doar de partea asta. Nu mai vorbesc de partea de infrastructură rutieră și apă și canal, care sunt de bun simț. Am mers în comunitate în campanie electorală și oamenii au ieșit și mi-au spus: domnul primar, vrem să facem baie în casă, domnule. Să știți că am mai umblat și noi pe afară, am văzut cum sunt lucrurile. Vrem și noi să facem baie în casă. De ce s-a oprit drumul la 20 de metri de proprietățile noastre, asfaltul? Și am ridicat din urmă și am spus: nu-i corect ce se întâmplă și sunt convins că voi, dacă ați avea acces la apă, canalizare și drum, v-ați comporta cu totul altfel, pentru că până la urmă... Vorbim despre diferențe care s-au făcut până la ora actuală între majoritari și romi? Da. Din punct de vedere electoral, comunitățile de romi au fost folosite ca masă de manevră. E cel mai simplu să te duci să-i vinzi iluzii, îi ceri votul și apoi îl lași din nou să aștepte următoarea promisiune. Evident că așa s-a întâmplat. Nu trebuie să se mai întâmple. Și noi facem aceste eforturi să nu se mai întâmple. Și avem în plan să creștem calitatea vieții în această comunitate. Apă, canal, drum asfaltat. În ceea ce privește dialogul cu Partida Romilor Pro Europa, cum ați descrie? Dialogul cu Partida Romilor este foarte apropiat și foarte consistent. Am participat la majoritatea evenimentelor pe care le-au organizat și la care am fost invitat. Am agreat să avem în cadrul Direcției de Cultură, Educație și Tineret un post, să înființăm un post pentru etnicii romi, și să angajăm un reprezentant al etniei acolo care să ne ajute în comunicarea cu etnia. Ajungem și în orașul Fetești pentru că nu puteam omite cele trei cartiere mari de romi cu particularități atât de diferite. Vlașca, Dudești și Coloniști sunt zonele cu populație de etnie romă care trăiesc într-un spațiu foarte concentrat, dar care au evoluat foarte diferit. Dacă romii din Vlașca au rămas tributari tradițiilor, cei din cartierul Coloniști și-au dorit o viață ca afară. În cartierul Coloniști discutăm de
de o populație de etnie romă care marea lor majoritate sunt plecați afară, în exterior, iar vorbim de romii tradiționali în cartierul Vlașca, care sunt păstrători ai tradițiilor și aportului din tată în fiu, și vorbim de cartierul Dudești, acolo unde cunosc foarte bine acest cartier, pentru că foarte mulți ani a fost director al școlii din cartierul Dudești, deci am o relație foarte strânsă cu tot ce înseamnă cetățenii de etnie romă din municipiul Fetești și în special în acel cartier, unde la școala pe care am condus-o, aproximativ 80% erau de etnie romă. Ne-am preocupat foarte tare ca în fiecare cartier să putem să acționăm, să îmbunătățim infrastructura. Aici mă refer la trotuare, mă refer la drumuri, mă refer la reabilitarea rețelelor de comunicare și suntem foarte atenți la orice proiect, mai ales că în următoarea perioadă, până pe 1 aprilie, trebuie să ne pregătim cu proiectele pe PNRR, trebuie să abordăm aceste proiecte astfel încât să îmbunătățim calitatea vieții acestor cetățeni. La momentul acesta în cartierul Vlașca ne-am preocupat foarte tare de reabilitarea trotuarelor, pentru că pe strada principală, strada Mihail Sadoveanu, aceste trotuare nu au mai fost reabilitate de aproximativ 50 de ani, după spusele bătrânilor din acea zonă. Ne preocupăm foarte tare de reabilitarea șoselei principale, care face legătura cu toate străzile în cartierul Vlașca. În cartierul Dudești, așa cum am spus, cunoaște foarte bine problematica din acest cartier. Avem o echipă de la SC Drumuri Municipale, firma primăriei, care acționează în această zonă, la fel pentru reabilitarea trotuarelor, pentru că sunt zone circulate către școală, către centrele, magazinele locale și așa mai departe. De asemenea, în cartierul din Dudești, într-un parteneriat pe fonduri europene cu Ministerul Educației și Uniunea Europeană, a reușit să realizăm o grădiniță modernă. Discutăm despre o grădiniță pentru copii din cartierul Dudești, copii de etnie romă, care, de-a lungul timpului, nu au beneficiat de o astfel de grădiniță. Cu timpul de 25-30 de ani, acești copii, și sunt persoane care pot confirma acest lucru, activitatea grădiniței s-a desfășurat într-un fost apartament al IASE-ului, fostul IASE, transformat de către primărie în sală de clasă, sală de cursuri. Acum discutăm în cartierul Dudești despre o grădiniță modernă, despre o grădiniță cu 4 săli de clasă, cu băi proprii, iar acum primăria a demarat procedura de achiziție pentru o centrală de încălzire. Noua grădiniță va beneficia și de un parc, cât și zone de agrement pentru copiii care vor învăța și sunt în acest cartier. Conștientizează părinții importanța educației? Cum se prezintă comunitatea de romi în ceea ce privește absenteismul școlar? Eu nu cred că este o problemă doar la copii de etnie romă la momentul ăsta. Nu discutăm de absenteism școlar în cadrul familiilor de etnie romă. Eu cred că datorită timpurilor pe care le trăim la acest moment, discutăm despre un fenomen generalizat. Atât familiile de români, cât și de etnie romă, și ei pleacă. Deci toți pleacă. Pleacă de ce? Pleacă pentru un trai mai bun. Aici nu discutăm. Trauma mare este următoarea. Că părinții pleacă pe un trai mai bun în străinătate pentru a aduce bani, venituri, și lucrurile se văd, pentru că casele înfloresc, în sensul că sunt reabilitate, gardurile se văd pentru că sunt reabilitate, în casă fiecare își face după puterea economică, dar este o chestie generală. Nu este o chestie strictă doar la familie de romi. Iar majoritatea copiilor din sistemul de învățământ, și aici nu mă refer strict la copiii de etnie romă, rămân de foarte multe ori cu bunicii, cu unchii, pentru a avea grijă de ei. Iar aici, controlul, care este oarecum numai un control al părintelui, una este să te controleze bunica, bunicul, una este să controleze mama sau tata. Atunci este deficitar. Și de aici încep să apară probleme. În ceea ce privește recensământul, pentru că iată se apropie,
Care ar fi mesajul dumneavoastră către comunitățile de rom, către cartierele de rom de aici, din Fetești? De ce să se declare? De ce să-și asume identitate? Nu trebuie să ne fie rușine sau să avem probleme cu identitatea pe care o reprezentăm. Pentru că noi trebuie să ducem mai departe tradițiile, obiceiurile și tot ceea ce ne aparține nouă ca și identitate. În urma acestui recensământ, dacă este 10%, 20%, 30%, 40%, va conta foarte mult în analiza și în implementarea proiectelor europene, că se vor deschide foarte multe pe PNRR, pe fonduri europene, pe exercițiul european 2021-2027. Vom avea foarte multe astfel de proiecte și va trebui să ne raportăm la un grup țintă. Dacă eu nu am grupul țintă în acte, nu pot să abordez acel proiect sau nu pot să aplic pentru acest proiect. În cartierul Dudești se face școală de drag. Părinții au motive întemeiate să își trimită copiii la studii, vorbim despre școala gimnazială Fetești, în care s-au investit foarte mulți bani pentru a o recondiționa după standardele moderne. În același cartier, grădinița construită de la zero, dar încă în curs de amenajare, este dotată cu un spațiu generos, mobilă de calitate, adaptată nevoilor celor mici și băi utilate complet. Populația școlară de etnie romă la noi este în proporție de 33%. Școala noastră se întinde pe o suprafață de 5 km. Funcționăm în mai multe clădiri, dar nu există segregare școlară. Colaborăm cu organizații care au încheiat protocoale cu inspectoratul școlar ce monitorizează segregarea și întotdeauna suntem pe zero la raportări. Tot discutăm cu părinții, încercăm să ne facem parteneri și să-i facem să înțeleagă prin programele sociale de care beneficiază, bursele sociale, și s-au văzut rezultatele pozitive de când se acordă aceste burse, și transportul în comun de care beneficiază gratuitate la fel ajută. Spuneați înainte de începerea interviului că prin anii 2000 ați avut chiar școala aceasta, a dat chiar și o olimpică la limba română. S-a desfășurat în școală un program timp de 2 ani în care s-a predat limba romanii și într-adevăr o elevă a noastră a fost olimpică la limba romanii, olimpică națională. Dar vorbim despre un program care, din păcate, a asistat. Da, pentru că nu au fost așa amatorii pe vremea aceea să se declare de etnie și să li se încarce orarul cu ora aceasta săptămânală. Că spuneați despre acest fapt, iată, în contextul recensământului, vorbiți la școală cu copiii de etnie romă despre asumarea identității și implicit cu părinții acestora. Da. Eu predau și educație socială și avem multe discuții legate de identitate socială, de cultură, de diversitate și sunt foarte spontani. Asta îmi place cel mai mult la ei. Nu le e teamă să-și expună opiniile și înțeleg diversitatea și o acceptă. Orașul Țăndărei este al patrulea centru urban ca mărime și importanță al județului Ialomița, după Slobozia, Fetești și Urziceni. La recensământul populației din 2011, din totalul celor 13.219 locuitori, 8.655 de persoane erau români și 1.435 romi. Mulți au ales calea străinătății, fapt care a îngreunat și în anii precedenți raportarea numărului real al populației de etnie romă. Un fapt îmbucurător este că aceste plecări se traduc prin progrese de ordin material și cultural. Este o comunitate tradițională de etnie romă, care trăiește în această comunitate de foarte mult timp. Dacă vreți ca și pondere în rândul comunității, această comunitate reprezintă undeva la 30-40% din tot ceea ce înseamnă comunitatea orașului Țăndărei. Din punct de vedere social, această comunitate, în istoricul, dacă vreți ei, la un moment dat era axată undeva într-o anumită parte a orașului, însă în timp, prin fenomenul de desegregare,
atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere social. Comunitatea romă în acest moment este integrată, din punct de vedere social, în comunitatea din Țăndărei. Am văzut, până să ajungem astăzi aici, o comunitate dezvoltată totuși de romi. Cu ce se ocupă aceștia și cum s-a dezvoltat această comunitate în ultimii 20 de ani? Da, dacă ar fi să privim din punct de vedere economic această evoluție a comunității de rom, un rol extrem de important la fenomenul de migrație. Fenomenul de migrație în Uniunea Europeană, mare parte din cetățenii de etnie romă au plecat undeva după anul 2000, în tot ceea ce înseamnă țări ale Uniunii Europene, tot ceea ce au economisit în cadrul acestui fenomen de migrație se reflectă în ceea ce ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Știu că vorbim despre o comunitate de rom penticostali, iar această religie cumva i-a ajutat, a schimbat în foarte bine comunitatea. Cum se prezenta? Caracterizați-o puțin cum era comunitatea înainte și cum se prezintă ea astăzi. Așa este. Această componentă pe care dumneavoastră ați menționat-o mai devreme și anume faptul că mare parte din comunitatea de rom este o comunitate penticostală din punct de vedere religios. Eu aș putea spune peste 90% din comunitatea de etnie romă din Țăndărei în acest moment este de religie penticostală. Este un element care a influențat foarte puternic, atât din punct de vedere social, economic, cât și din punct de vedere cultural. Undeva după anul 2005 s-a produs acest fenomen de transformare religioasă și de crearea acestei comunități penticostale. Într-adevăr, dacă vreți, cutumele religioase ale acestui cult penticostal au făcut ca, din foarte multe puncte de vedere, în special social, să nu mai avem fenomene antisociale, dacă vreți să spunem. A funcționat, dacă vreți, ca un fel de îndreptar din punct de vedere cultural și social. Proiecte pe care le-ați dezvoltat în beneficiul cetățenilor din Țăndărei, fie ei majoritari și romi, care ar fi aceste proiecte? În acest moment putem spune că la nivelul orașului Țăndărei avem peste 95% canalizare alimentare cu apă. Avem undeva la 40-50% extindere rețele gaz. În acest moment avem foarte multe proiecte edilitare de refacerea tramei stradale, inclusiv în cartierele. Există un singur cartier în acest moment în care putem vorbi de locuit majoritar, în proporție de 90% de etnia romă, și mă refer la cartierul Strachină. Inclusiv în acest cartier avem proiecte edilitare, canalizare alimentare cu apă și în acest moment avem un proiect în derulare de refacerea tramei stradale sau un proiect, dacă vreți, edilitar de refacerea infrastructurii rutiere. Printre proiectele pe care le aveți în desfășurare, am înțeles că aveți în vedere și construirea unui spital. Așa cum a spus și dumneavoastră, vorbind de investiții și vorbind de ceea ce facem pentru comunitatea romă, întotdeauna sunt importante prioritățile. Într-adevăr, latura de sănătate sau componenta de sănătate a fiecărei comunități este un lucru extrem de important. Dacă ar fi să ne raportăm la un scurt istoric a ceea ce înseamnă Spitalul Orășenesc Țăndărei, noi am trecut și prin perioade mai puțin pozitive, să spunem așa, fiind închis în anul 2011, aproximativ 10 luni de zile, Spitalul Orășenesc Țăndărei a fost închis. Atunci am conștientizat că este nevoie să investim foarte mult în această componentă de sănătate. Vorbim totuși de un proiect de peste 2,5 milioane de euro, construcția unui ambulator de specialitate, care să se adreseze nu numai comunității din Țăndărei, ci comunității din partea de sud-est a județului Ialomița. Este o investiție extrem de importantă, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere social și medical. Când vine vorba de a vă ține comunitatea alături de dumneavoastră, Partida Romilor Pro Europa joacă un rol foarte important. Care ar fi comunicarea cu organizația? Știți că întotdeauna, special din punct de vedere cultural mai mult, este foarte importantă această verigă de legătură între autoritatea locală și comunitate, nu neapărat de etnie rom. Această verigă de legătură de foarte multe ori este partea care intermediază sau interacționează cu proiectele pe care autoritatea locală încearcă să le aplice pe anumite cartiere. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, Partida Pro Europa, Partida Romilor Pro Europa, avem o relație foarte bună, o relație de relaționare, dacă vreți, cu ceea ce înseamnă comunitate romă. Oamenii sunt plecați, încă sunt plecați, ei vin, se întorc și tot așa. Cum veți reuși să faceți recenzarea acestora? Foarte important în acest fenomen de recensământ este perioada în care se desfășoară. Pentru că fenomenul de migrație, știți, are mai multe perioade. Perioade în care populația este plecată majoritar și perioade în care populația se întoarce. În general, în perioada iunie, iulie, mai, iunie, iulie, mare parte din această populație se întoarce în comunitate. Dacă vreți, importanța acestui recensământ prin recenzorii care îl vor aplica este de a avea o cifră apropiată de realitate, pentru că această cifră este extrem de importantă. Inclusiv cotizațiile către anumite asociații de dezvoltare intercomunitară. Inclusiv, dacă vreți, listele electorale sunt alcătuite în funcție și de cifrele care vor rezulta din acest recensământ. Bineînțeles, avem o colaborare foarte bună cu Partida Romilor Pro Europa, care va avea reprezentanți în cadrul recenzorilor, pentru că până la urmă în comunitatea romă
este importantă relaționarea. Filmările în județul Ialomița s-au încheiat cu un eveniment de omagiere a dezrobirii romilor cu ocazia împlinirii a 166 de ani de la momentul dulce amar al eliberării de sub robia țărilor române. Alături de oameni de cultură, experți pe problematica romilor, autorități județene și locale și reprezentanți ai Institutului Național de Statistică, Leonida Mandache, liderul Partidei Romilor filiala Ialomița, a îndemnat încă o dată la asumare etnică, drept o datorie morală și spirituală pe care o are fiecare cetățean rom la recensământul de anul acesta. În edițiile viitoare ale emisiunii vom continua să luăm pulsul comunităților de romi de pe raza județului Ialomița. Promitem să vă arătăm și alte comunități de romi care au înregistrat un salt fabulos în ultimii 20 de ani.